Da, bună ziua. Aș dori să prezint următoarea declarație de presă. După cum este cunoscut, Ministerul Afacerilor Externe a informat în ultimele zile, inclusiv pe parcursul weekendului, în legătură cu măsurile suplimentare adoptate în baza prevederilor legale pentru sprijinirea organizării în cât mai bune condiții a turului 2 al alegerilor prezidențiale din 16 noiembrie. Am informat în acest weekend, inclusiv în legătură cu faptul că Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, BES, o echipă de aproximativ 800 de diplomați, personal atât din cadrul misiunilor, ambasadelor noastre din străinătate, cât și din centrala MEE, pus la dispoziția BES, singura autoritate, autoritatea care coordonează, care conduce procesul electoral în străinătate, deci și ziua votului, a pus la dispoziție această echipă pentru suplimentarea, în conformitate cu decizia BEC, a birourilor secțiilor de votare. Anterior, am informat în legătură cu toate măsurile necesare, în conformitate cu legea, cu deciziile și hotărârile BEC și BES, pentru fluidizarea procesului de vot în cel de-al doilea tur de scrutin. Știți foarte bine, declarația pe proprie răspundere care a cauzat anumite întârzieri în primul tur este deja disponibilă, poate fi descărcată de pe site-ul atât al BEC cât și al Ministerului Afacerilor Externe, va putea fi completată înaintea turului 2 de scrutin. Știți foarte bine că am anunțat creșterea numărului de ștampile, de cabine de vot spre maximum de 7 și avem încrederea că aceste măsuri vor accelera, vor fluidiza într-o măsură importantă procesul de votare la turul 2. Întotdeauna instituția Ministerului Afacerilor Externe a făcut și va continua să facă tot ceea ce este necesar și legal pentru exercitarea dreptului la vot în străinătate. Problema noilor secții de votare în străinătate discutată atât de intens în ultimele zile. După hotărârea BEC cunoscută, adoptată în seara, în noaptea zilei de marți, marțea trecută, și primul comunicat, am fost și noi și opinia publică informată de apariția, difuzarea unui al doilea comunicat al BEC. În noaptea de vineri spre sâmbătă, la 12 noaptea, mai precis la 23:58, am primit la sediul MAE pe fax un comunicat și respectiv o adresă în care BEC-ul ne comunică inexistența, citez, inexistența unui impediment legal referitor la organizarea de noi secții de votare în străinătate. Am închis citatul. Așa cum Ministerul Afacerilor Externe a informat public sâmbătă 8 noiembrie, imediat în ziua de sâmbătă, după luarea la cunoștință acestui nou comunicat al BEC, instituția Ministerului Afacerilor Externe a demarat, citez, un proces intern de evaluare consolidată pentru îndeplinirea atribuțiilor sale legale în materie. Vă prezint concluziile acestei evaluări. Instituția Ministerului Afacerilor Externe își menține integral poziția potrivit căreia nu există bază juridică legală pentru suplimentarea la turul 2 cu noi secții de votare în străinătate. Nici legea, articolul 54, paragraful 1, dar și alte dispoziții legale importante din legea respectivă, inclusiv proceduri, pași, termene imperative care au expirat, dar nici hotărârea BEC din 4 noiembrie, nu permită tragerea acestei concluzii potrivit căreia s-ar putea înființa noi secții de votare în străinătate. Vreau să vă arăt cele două documente discutate. Acesta este comunicatul BEC, care menționează posibilitatea înființării prin inexistența, citez, acelor impedimente de natură legală, și aceasta este hotărârea BEC, hotărâre care are forță juridică. Hotărârea BEC nu prevede nimic cu privire la inexistența unui impediment legal și are forță juridică. Comunicatul care este un comunicat de presă face această mențiune. Comunicat care nu are forță juridică. În consecință, ca ministru,
Am obligația să asigur, împreună cu echipa Ministerului Afacerilor Externe, respectarea legalității, dar și prezervarea imaginii și prestigiului instituției Ministerului Afacerilor Externe. În consecință, l-am informat cu puțină vreme în urmă pe primul ministru al României și vă informez și pe dumneavoastră că am decis să-mi depun mandatul de ministru al afacerilor externe. Nu pot să accept și nu accept să încalc legea și legalitatea, nu pot accepta ca instituția Ministerului Afacerilor Externe să fie forțată, obligată să încalce legea și legalitatea pe considerente de interese politice electorale ale domnilor Băsescu și Iohannis și nu pot accepta să ofer motive de contestare a rezultatelor alegerilor prezidențiale de la turul 2 pe considerente de nelegalitate a înființării de noi secții de votare în străinătate. În consecință, pentru că doresc să respect legea, am decis să-mi depun mandatul de ministru afacerilor externe al României. Mulțumesc foarte mult! Ministrul de Externe Titus Corlățean, care a demisionat, dar cred că cel mai important lucru este că nu deschide noi secții de votare în străinătate. Aș vrea să aud încă o dată pasajul în care Titus Corlățean spunea că de fapt demisionează din cauza lui Traian Băsescu și a lui Klaus Iohannis. Cum vi se pare povestea asta? Am sentimentul că încearcă să ne ia de proști. Sper ca oamenii să nu fie prostiți atât de ușor. E un fel de demisie de onoare după ce te-ai făcut de dezonoare. Care e demisia de onoare aici? Pentru că nici măcar nu spune, nu își asumă măsura, ci spune absolut. Am demisionat din cauza lui Iohannis și Băsescu, dacă poate reușim și să mai ascultăm o dată pasajul legea. Acela în care își motivează demisia. Ce zici, Diana? Ce o să se întâmple mai departe? Nu poți să deschidă, deci noi simt. Nu, este evident. Adică bănuiesc că demisia asta este o modalitate de a întări decizia de a nu deschide noi secții de votare. Adică și asumă până la capăt această abordare. Motivând că există că nu au bază juridică, că de fapt ce a transmis Becu, asta am înțeles din ce a zis. Că e doar un simplu comunicat fără forță juridică. Aici îi dau dreptate parțial într-o poveste. Pentru că Becu are o hotărâre undeva în 4 noiembrie 2014, nici nu vă citesc pentru că e o zăpăceală totală, dar nu spune nimic despre faptul că s-ar putea deschide noi secții de votare în străinătate. Sugerează, ar fi cuvântul pe care l-aș folosi. Iar în 7 noiembrie apare un comunicat de presă în care... Bine, dar pe principiu că ceea ce legea nu interzice, permite, atâta timp că nu scrie expres în lege că se interzice, aici, Diana, înseamnă că se permite. Eu așa știu că e principiul juridic. Absolut. Plus că avem Constituția, care cred că ar trebui să fie mai importantă decât diverse legi reglementări. Da. Și acolo dreptul la vot care este garantat. Că, exact. Dreptul la vot este garantat. Prin urmare, deci, trebuie găsită metodă. Dacă ai observat clar a fost o problemă și niște oameni n-au putut vota, pentru a le garanta dreptul acesta constituțional, trebuie să iei niște măsuri, indiferent că schimbi niște legi prin ce-o fi, prin ordonanță de urgență, chem parlament, faci orice este nevoie ca să nu încalci niște drepturi ale oamenilor prevăzute în Constituție. Da, adevărul este că, într-adevăr, și asta este o soluție care legal poate fi luată. Să dai o ordonanță de urgență pe care o publici mâine, chiar dacă este împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar ăsta chiar după mintea mea ar fi un caz de forță major. Ai văzut că ai avut 150.000 de oameni care au votat în străinătate, dar 50.000 sau 20.000 sau câți ori fi fost de acolo, au rămas la ușă și ai adus poliția ca să-i dea afară oameni care au venit cu mașinile zeci sau sute de kilometri, care efectiv au plătit zeci, sute de euro ca să voteze, nu ca să iau ulei și zahăr. Și au stat la coadă ore întregi. Exact, 5 ore au stat prietenii mei la Paris, 5 ore ca să voteze. Deci ăsta e un caz, și la Londra tot așa, 100% după opinia în care se justifică să dai și o ordonanță de urgență dacă asta este problema. Îl avem pe avocatul Daniel Fenechiu la telefon. Bună ziua, domnule Fenechiu. Bună ziua. Mulțumesc că ați intervenit în emisiunea noastră. Ce părere aveți despre demisia ministrului Corlățean combinată cu faptul că dânsul